tine, casă, casă, dulce casă. Că nu mi-am găsit norocul, tot acasă-mi este locul, mamă scumpă și minoasă. Mai bine cu bani puțin, măicuță, măicuța mea. Fericită. Știți cumva cine ar fi putut fi acea persoană care a vorbit cu noi? Nu știu. Poate fata din Italia sau de la Băilești. Am înțeles. Și aveți o fată plecată. Da, și băiată. Avem aici un buchețel de flori pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Șampanie, să puteți sărbători ziua aceasta frumoasă și baloane să vă jucați. Mulțumim. Bun, păi și doamna, de ce tocmai fata? Sau băiatul, dar băiatul doar a plecat din România. Și e la muncă, doar am vorbit cu el. Nu știu, tot ce e posibil. Păi și altcineva n-ar putea fi un surior, un frățior, nu vă gândiți? Nu vă iubește nimeni? Ba da, am surorile, da. Am înțeles. Eu am un mesaj pentru dumneavoastră. Vedem cine îl semnează. Dar ce vă rog, cei care ne-au trimis alături de dumneavoastră, vor să vă vadă fericită. Da? De aceea ne aflăm noi aici, da. Să aducem zâmbete, bucurii, fără lacrimi. Da. Că astea sunt în fiecare zi, mai ales de dor, de... Nu te ce plângi. La cine ne hotărâm? La copii. Care din ei? Începem, cred că amică. Prin a-ți spune la mulți ani, cele mai importante persoane din viața noastră, care ne-a dat viață. La mulți ani, mamă. Îți dorim să fii nemuritoare, să nu ne părăsești niciodată, să fii sănătoasă și să fii mereu alături de noi, așa cum ai fost mereu. Să ne îndrumi pe drumul bun. Să ne dai un sfat și o mângâiere caldă. Ia să vedem, puteți să țineți așa și tortulețul? Ce am putea să-ți urăm, să îi urăm la o mamă care dă viață, ne crește, ne iubește și protejează, chiar dacă suntem departe. Îți mulțumim că ne-ai dat viață, că ești mereu alături de noi. Și mulțumim că ne ești mamă. Ne pare rău că nu suntem acolo fizic, dar suntem cu tot sufletul, acasă. Și o să ne întoarcem, an de an, la căsuța noastră părintească, la părinții noștri. La mulți ani, mamă, te iubim, cu mult drag, din partea băiatului Marius și fata Diana din Italia? Da. Ei sunt cei care s-au gândit la dumneavoastră să vă facă un cadou mai plin de emoții. Băiatul nu prea, nu știam că poate să facă, pentru că doar ce a plecat din România. Și mă gândeam la Diana sau la fata din... Dar îi mulțumesc mult din tot sufletul că s-a gândit la noi. La mine, mai ales băiatul. Mulțumesc mult pentru că doresc multă sănătate, le doresc multă fericire. Adevărul este că, să știți, surprizele noastre, în principal, au plecat de la cei plecați acolo, departe, de cei dragi. Acum, mai nu se fac și de aici de aproape, dar noi de acolo am plecat cu ideea. Da. Să le putem ține într-un fel locul, să vă poată dărui un mic cadou, un mic gest. Din ceea ce putem face noi.
Avem pregătită și o melodie pentru dumneavoastră. Sătul de drumuri străine, mă-ntorc, măicuță, la tine. Casă, casă, dulce casă. Că nu mi-am găsit norocul, tot acasă-mi este locul. Mamă scumpă și minoasă. Mai bine cu bani puțin, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străin. Tatea-i grea, muncesc acasă pământul, măicuță, măicuța mea, și mâncăm ce ne-o da Sfântul, că străină tatea-i grea. Deschide, măicuță, poarta, n-am putut să lupt cu soarta. Casă, casă, dulce casă. Că singur e în altă țară, dorul e greu și mă doboară. Mama scumpă și miloasă. Mai bine cu bani puțin, măicuța, măicuța mea, decât slugă la străin. Că străinătatea-i grea, muncesc acasă pământul, măicuța, măicuța mea, și mâncăm ce ne-o da Sfântul. Că străinătatea-i grea. De mâine încolo 55? Da, da, fac 2 de 5, deci am nota 10 de mâine încolo. Astăzi sărbătoriți cei 45, nu? Da, da. De mâine 55. Da. Și fericire, le mulțumesc că s-au gândit la mine și chiar sunt foarte fericită că i-am alături de mine și că mă susțin mereu, mă ajută când mi-e greu. Tot timpul când am nevoie de ajutorul lor, ei sunt primii care mă ajută. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Oh, perfect! Rămâne 45 ani. Da. Păi și, doamna, cum să face ca la 45, ca la 45, surpriza de la copii și dorința legată de Domnul? Păi, doamna, e corect sau nu e? E corect? Nu știu. Nu prea e, dar e bine că s-a nimerit și așa, da, nu? Da, chiar mă bucur, nu mă așteptam. Eu le mulțumesc din tot sufletul. Le doresc multă fericire alături de copiilor, să fie bucuroși, să fie mândri de copiilor și aia, tot așa să le facă și copiilor la fel, să-i ajute, să-i le facă tot aceleași surprize ce-mi fac în mine. Păi domnul nu mai poate de plâns, nu spune nimic. Multă sănătate. Stați foarte mult. Încă o dată vă rog. O iubesc foarte mult. Bun, dați-i un pupic, vă rog. Aia e. La mulți ani, de-aia mi-ai spus că sunt ce cu părul ăsta așa. Păi, în casă, ia căciula, du-te afară, iar pun în casă, iar dă-o jos. Mulțumesc, mami, mulțumesc. Nu mă așteptam. Chiar vă mulțumesc din tot sufletul. Și vă doresc multă fericire și să ai parte de tot binele din lume. Și la copilul tău să te bucuri de el, să crească mare și sănătos. Și lui Marius la fel, îi doresc multă sănătate.
Hai că tatu plânsă mai mult ca mine. Bine, mă. Hai să auzim poezia de la mulți ani pentru mami. Da. Mulțumesc. Am vrut să-ți ține cu surpriză mai înainte, cum zici, știi? Dar să mă iert că am vorbit urât, acum câteva zile. Nu, face, mami tot timpul te iartă. Am și uitat. Armica. Mă rog că era bună când am acasă, când am făcut eu surpriză mai mare dacă eram acasă. Dar... Mă bucur chiar, nu știam, tu zic că ai plecat din România, zic, când, n-avea cum. M-am gândit prima dată la Diana, pe aia zicem la Marnela, nu, zic nu la Marnela, zic Diana, dar la tine nu mă așteptam din cauza că tu doar ce vin, ai plecat din România. Și de aia nu mă așteptam. Da. Dea Dumnezeu. Surpriza pregătită, nu prea am fost pregătită, nici pieptănată, nu sunt că nu... Adică dimineață, dar de dimineață până acum... Da. Și eu am ieșit să dau la păsări afară și am auzit că strigă la portă. Nu vezi că eu sunt la frizier. Tu ești la frizier. Tată, vă doresc multă fericire alături de familia ta. Și să auzim și pe Diana cu poezia. Și ai nu Diana. Scape. Spune-și tu acolo câteva cuvinte. La mulți ani, mama, multă sănătate, să fii cât mai mulți ani lângă noi, ca noi să avem unde să venim acasă, să vă găsim pe amândoi sănătoși și abia așteptăm să venim acasă. Mulțumim, mami, mulțumim pentru tot ce ne-ați pregătit. Chiar nu mă așteptam, nu, tocmai mâine dimineață vreau să mă pregătesc pentru ziua mea, nu mă așteptam, o surpriză. Chiar neașteptată. Păi da, vedeți, mâine poate vă așteptați. Da, da astăzi da. Nu m-am așteptat, da. Astăzi nu, chiar nu m-am așteptat. Da, da, deci așa e și de venită. De carne să o pregătesc. Da. 23 de ani. Băiatul are 37, adică îi face acum în bar. 36. 36. El îmbătrânirea. De unde știi? Și 29 face pe mijlocie. Le doresc multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Să îi aștept cu drag acasă, poarta e deschisă la orice oră. Surprizele pot să vină ei în persoană, decât cu un buchet de flori, mai bine ei să fie în persoană. Să-mi vină nepoții acasă, abia aștept să vină nepoțica, nepoțelul, că e mic acum, până la vară poate merge în picioare și să vină prin curte, să pășească. Îi aștept cu mult drag. Bun. Pentru ei trăiesc, pentru ei muncesc, pentru noi pe ei așteptăm. Ei sunt bucuria noastră. Bun, perfect. Sătul de drumuri străine, mă-ntorc, măicuță, la tine. Casă, casă, dulce casă. Că nu mi-am găsit norocul, tot acasă-mi este locul, mamă scumpă și minoasă. Mai bine cu bani puțin, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străin. Tatea-i grea, muncesc acasă pământul, măicuță, măicuța mea, și mâncăm ce ne-o da sfântul, că străină tatea-i grea. Deschide, măicuță, poarta, n-am putut să lupt cu soarta, casă, casă, dulce casă. Că singur e în altă țară, dorul-i greu și mă doboară, mama scumpă și minoasă. Mai bine cu bani puțin, măicuța, măicuța mea,
străin, că străinătatea-i grea. Muncesc acasă pământul, măicuță, măicuța mea, și mâncam ce ne-o da sfântul, că străinătatea-i grea. Casă, casă, dulce casă, că doar lângă tine, mamă, de nimic nu-mi este teamă. Mamă scumpă și miloasă,